Pekin. Ce știi, David? Nu taci, pune-mi la ureche, da, dar nu taci. Mâna, bă! Mâna! Eu, că nu mai hai, hai, hai! Hai, 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 du-te, du-te la Petrică, du-te! Bravo, băi! Bravo, băi! Hai, băi! Ale pe ce? Stai acolo, mă râi! Dacă l-ai în spate! David! Hai, Dani, hai, Dani, hai, Dani! Bine, bine, bine! Nu vine să cred așa ceva! Asta mă râi, că e la tine! Te duci, te duci! Nu arată, Aline. Da, e din... Nici aici nu arată. Hai, Anis! Nu cred. Du-te, bă, morții! Du-te, bă! Du-te, morții! Du-te, bă, baby! Penalti, bă! Dă-mi gol, bă! Hai, bata la el, a fost în culoare! Hai, băieți, hai! Vio, vezi că-i stați la carta astăzi! Noi bătem! Fără faul, Darmă, bravo, ia taie! Fără faul, fără faul! Hai, singur! Hai, 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 hai! Dar să ai nu bate să devină o carte. Dar vin până apoi, dar nu. Bravo, Rogo! Bravo, Rogo! Bravo, Rogo! Mai dau! Mai dau! Invers, Robert! Mai dau! Invers, Robert! Hai să egalăm meciul! Acția, nu! Gol! Victor, din păcate, astăzi n-a fost decât o remiză pe care am muncit-o bine. Te salut, Alex, este adevărat, am obținut decât un singur punct. Cred că jocul nostru a fost unul foarte bun. Cred că am dominat echipa de la Deva. Am și condus cu un gol marcat destul de repede, din păcate batem în continuare recordurile negative. Un gol primit de la 70 de metri, o presiune constantă pe adversar pusă și din două degajări în disperare am mai primit două goluri pe neglijență în apărare. Până la urmă am luptat până la final, am reușit să înscriem, am arătat încă două-trei situații bune de a marca, dar evoluția portarului a făcut ca scorul să rămână egal. Este un punct de plecare, ne agățăm de acest punct și în special de jocul pe care l-am practicat pentru a continua evoluțiile noastre pe aceeași linie. Cu siguranță asta se poate vorbi și de ghinion. Da, chiar dacă am pierdut primele două meciuri, pentru prima dată când pierdem două meciuri la rând de când sunt la echipă, n-aș vrea să fie nimeni în pielea noastră după aceste două înfrângeri. Dar, până la urmă, supărarea a fost în vestiar. Cred că am gestionat destul de bine această perioadă. Asta spuneam, n-am jucat mici înainte, doar că suntem foarte naivi și am început să primim goluri pe care numai la copii și juniori le vezi. Cred că cu această neatenție și care îl avem nu poate dura la nesfârșit. Important este să rămânem pe aceeași linie pe care am jucat astăzi. Jocul nostru cred că a fost unul consistent, foarte bun. Nu este nimic pierdut, punctele, echipele sunt strânse, orice victorie te poate propulsa acolo. Ducăm în continuare, cred că ne-am recăpătat încrederea pe care ne-am cam pierdut-o etapele trecute. Etapele rămase, practic, devin finale acum, nu? Nu pot. Nu-mi place să spun. Sau e o presiune în plus, finale. Faptul da, că... Nu prea evit să folosesc acest cuvânt în finale, finala este una singură. Mai sunt încă 6 jocuri importante. Avem nevoie de o victorie pentru a face un salt în clasament, pentru că 3 puncte totuși rămân 3 puncte. În schimb, dacă vom evolua pe aceeași linie, cu siguranță vom fi din nou în primele 2 echipe ale seriei. Dănuț, de data aceasta, iată, un 3-3, mult ghinion, ratări, ați luat niște goluri din faze care nu anunțau nimic. Cum a fost? Te salut, Alex. Da, într-adevăr, din punctul meu de vedere, am dominat meciul ăsta, de la cap la coadă. Am luat niște goluri pe niște greșeli personale, dar eu cred că pe viitor, dacă remediem greșelile, o să facem un play-off mult mai bun. Cum e atmosfera în vestiar? Iată, ați dominat, așa cum spuneam, v-ați jucat cu ocaziile, dar iată, victoria întârzie. Da, într-adevăr, atmosfera nu e una foarte, foarte bună, toți suntem supărați, dar n-avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe, capul sus și sperăm să luăm cât mai multe puncte pe viitor. Vă așteaptă un alt meci dificil, practic trebuie să strângeți rândurile rapid. Da, într-adevăr, meciul viitor îl avem la Șimian. Este o echipă care ne-a bătut de mai multe ori și, cum ai spus eu, trebuie să strângem rândurile, să ne mobilizăm din ce în ce mai bine și să mergem cu gândul la victorie. Ar fi o revanșă față de ei, dar și față de suporterii voștri, practic? Da, da, da. Sigur, dacă luăm cele 3 puncte, în primul rând este un lucru bun pentru noi, pentru că este un orgoliu, să zic așa, și cred că o să mulțumim și lumea cu o victorie acolo. Mersi. Doar egal astăzi, mult ghinion, destule ratări. Cum vă simțiți? Salut, Alex. Da, s-a ratat foarte mult. Părerea mea, trebuia să câștigăm meciul acesta. Dar mergem la următorul meci cu speranță să câștigăm cele 3 puncte. Ce a lipsit astăzi? Luciditate? Ce s-a întâmplat? Sincer... Pentru că ați fost mai bun, din tribune așa s-a văzut. Da, sincer, cred că nu am tratat ca lumea faza defensivă. Nu ne-am apărat cum trebuie. Cred că frustrarea este destul de mare acum. Iată, veniți după o serie de meciuri bune până la urmă, n-au fost atât de rele, unele le-ați pierdut, acum iată egal și totuși... Da. Părerea mea e că dacă tratăm la fiecare joc la fel, nu avem cum să nu fim acolo sus, să ne batem acolo la baraj. Mergeți la Șimian, iată o echipă cu care sunteți așa în competiție directă, să zic, și orgolii și puncte importante acolo. Da, eu cred, cum am mai zis, că dacă mergem acolo și tratăm meciul cum l-am tratat pe acesta, cred că o să câștigăm. Mersi.